ceilalți. Da, da, întrebat despre Crin. Crin când a fost sincer? Aseară, azi noapte, s-ar fi întâlnit la Cotroceni și ar fi dat sprijinul lui Băsescu și astăzi a ieșit la braț cu Joana Crin. Primul, că eu Crin a avut o ieșire de om politic care vrea să ajungă pe președinte și care are șansă să ajungă președinte României. A ieșit ca el azi. M-au furat, m-au bătut, m-au tâlhărit. Păi stai mă puțin, am luat foarte mult, am timp să stau 4 ani să mă coc mai tare și să merg în continuare la care e o bătălie. De ce? De ce ducem totul la extremă? De ce ne e frică? Dar, de ce nu-și spune doamna Teodor? De ce nu mai râde președintele nostru și are această frică care are dacă e un om corect? Și pierde alegerile, dar mă duc în opoziție. De ce au frica asta disperată? Ai frică de opoziție că ce, că o să aresteze? Sau ce? Dar eu nu spun nimic, dar de ce are frica asta? Vezi că e o frică congenitală. Atacă în continuu. Băi, eu... Bine, va fi răzbunarea lui Năstase, probabil, că și Adrian Năstase l-a luat la parchet. Năstase, că de Năstase, dacă vreau, îl făcea când era momentul. Că știi cine a scăpat? A scăpat Năstase, Hrebenciuc și cu Iacobov. A, când era în opoziție. Păi nu l-au scăpat atunci. Hai să mai lăsăm puțin și l-au lăsat. Că dacă l-au atunci, nu mai era problema. Dar nu mai trebuie să ia nimeni, că vreau să mă întorc la un stat în care să ia. De ce tu nu vezi că nu mai mi-e simpatică altă părere? Mie, doamna Teodora, dacă vine una de 20 de ani foarte bună și votează cu Băsescu, mie nu schimbă părerea despre ea. Și poate mă împrietenesc cu ea dacă arată foarte bine, nu? Ce mă interesează pe cine a votat. Tu vezi că am ajuns la o extremă, n-ai votat acolo și gata, ești împotriva mea, ești varză, ești cu oia. Nu spun nimeni, domne, că dacă eram mărăginimentam doamna Teodora, nu mi-era greu să intru la PSD, la PNL, cred că mi-era greu să intru și la Băsescu în partid. Dar nu am intrat în niciun partid, pentru că nu m-a interesat și asta este părerea mea. Care sunteți apolitic, cum să zicem. Dar nu poți să nu-ți dai seama că nu s-a întâmplat nimic în acești 5 ani decât șucăr. Dar de ce nu vă duceți să anulați buletinul de vot? Că e și varianta asta. E și varianta, m-am gândit la varianta asta, știi că nu m-am gândit? Că a zis că nu e niciunul bun, dar vă-l preferați pe Joan. Am avut primul... Că dacă nu luați buletinul, nici nu mai poate fi falsificat până pentru altul. Primul impuls al meu a fost să merg să nu luați buletinul. Asta a fost prima chestie. Că asta i-am rugat eu pe toți românii, mai ales pe ăștia 45% care nu s-au prezentat. Așa, dacă se duceau să-și anuleze buletinele, frauda era mult mai mică. Chiar imposibil. Joan mi s-a părut mai rasat. N-a venit cu această vehemență, cu această ură. Uite, ai văzut cum le-a dat for la cele două neveste și le-a crinoștea fără, le-a aruncat că zi la Joana. Păi cum să arunci o floară că e de la un om? De ce? A fost frumos. Dar... L-am întrebat pe Băsescu despre florile care le-a primit nevastă, păi că le-a dus acasă, trei dintre ele doar. Restul le-a împărțit. Păi și e frumos. Adică de ce să nu accepti un gest frumos chiar dacă ți-e... De ce trebuie să avem această ură între noi, dacă nu suntem... Și asta nu înțeleg. După aceea, de ce nu devii președintele tuturor românilor, domne, care devin, nu? Niciunul până acum n-a devenit președinte tuturor românilor. Ei și-au ținut-o pe al lor, domne, ce mai ținem, ne ascundem până acum? Oamenii sunt special, politicienii și-ați făcut din altceva. Ce să vedeți, l-am întrebat pe Traian Băsescu de ce 5 ani n-a mai venit la OTV, cum a fost bine noaptea. Și a zis, domne, știi, între timp am devenit președinte. Adică ești prea fraier pentru președinte, tu, mă? Ce bine ți-a făcut. Nu vreau să comentez, da, dar ca idee. Oamenii se schimbă rău când ajung la putere. Românii, care au fost până acum, nu știu, poate au venit și alții vreodată. Deci îi schimbă numărul de telefon a doua zi? Nu mai vorbesc cu vecinii, cu prietenii, cu... Dacă îi schimbăm, asta nu înțelege Teodora și alți Teodori din ăștia care vin. Dacă îi schimbăm, că nu fac ceea ce promit, și îi schimbăm, și îi schimbăm, și îi schimbăm, nu învață niciun nimic? Eu știu, să vedem. Mergem mai departe, oricum, cu Serghei Mizil. Să vedem ce ne învață Serghei Mizil în această noapte. După un scurt publicitar, revenim în direct cu domnul Serghei Mizil și o să vedeți și acest interviu istoric acordat de președinte Traian Băsescu în noaptea dinainte alegerilor. Bine, poate interviu care l-a și dus pe locul întâi, în turul întâi. Un interviu. Dar de ce nu spune doamna Teodoru cum mi-a mințit prima oară că e...